libertatea de expresie aparține probabil vârstei elevilor de liceu. Din păcate, printre filmulețele pe care le-am primit, au fost o mulțime de filme care semănau așa cu filmulețe de propagandă, cumva, noi suntem corecți, merităm să intrăm în Europa, iată cuceririle noastre, noi românii, adică probabil că și asta este o marcă a complexelor noastre. E un moment care, o etapă care a trebuit să fie depășită și mă bucur că au existat filmulețe care seamănă cu tot ceea ce se petrece și a trebuit să se petreacă într-o țară normală, echilibrată. Am văzut absolut toate cele, cât au fost, 500 de filmulețe. Mi-au plăcut, mie personal, mi-au plăcut foarte mult niște lucruri care țin de atitudine. De fapt, cam asta a fost atitudinea și relația cu teme de actualitate, cu ceva care se petrece lângă mine. Și pentru mine a contat foarte mult atitudinea elevilor, autorilor. Se pare că foarte mulți, mă rog, de cei care ne-au impresionat, dădeau în mod surprinzător dovadă de foarte multă maturitate și curaj în a-și exprima propria viziune. Asta nu e un lucru ușor, nu e deloc un lucru ușor. De altfel, o confirmă procentul extraordinar de mare de filme conformiste. I think that the attitude is difficult, no, because it's an exercise which is developed inside a school or in a school environment, and people could always believe that they have to do something that is politically correct, or the, you know. I think it's very important to push this subjective vision. Rezultatul celul anului trecut, păreri sincere despre un anumit eveniment, cred că asta trebuie menținut și asta trebuie explicat mai departe. Adică fiecare are în film o părere despre o lume, despre un subiect. Această competiție își dorește nu să scoată în evidență niște clișee propagandistice europene, ce încearcă să-i facă pe oameni și pe tineri să se exprime. Obiectivul este să le dăm elevilor de liceu ocazia de a-și pune problema, de a discuta despre ce înseamnă să fii în Uniunea Europeană. Acum deja suntem cetățeni europeni, iar elevii de liceu sunt cei care cel mai mult vor beneficia de acest statut. Faptul că avem ca produs final ceva atât de spectaculos cum e filmul, înseamnă că, cred că pentru copii este deosebit de stimulativ. Filmul este, de fapt, un instrument de a spune lucruri. Asta vreau să ne propunem anul ăsta, să continuăm pe ideea asta, de a reuși să transmitem către tineri că e un mod de exprimare liber. Nu așteptăm de la participanții la acest exercițiu să producă film de artă, ci să producă ceva audio-video care să răspundă restricțiilor impuse de afiș. Dom'le, fac cum simt eu. Viziunea lor este foarte, foarte importantă, iar locurile comune, clișeele, nu prea au ce căuta în atunci când facem film. A povesti în imagini înseamnă, am luat-o prea didactic, înseamnă că am un dreptunghi cu care mă învârt la 360 de grade sau legând de alte dreptunghiuri și privesc în jurul meu. It's fantastically interesting to understand what young people, teenager in a country was passing through all these changes, are thinking about. Titlul e un pretext, toată campania e un pretext. Și aici este marele risc în această competiție. Ca liceanul să spună vreau să câștig. Cum câștig? Păi e despre Europa, e România. Europa este imnul. Europa sunt steagurile,
România suntem noi. Pușe, Iade, Cioran, exact. Enescu. Aici este greșeala. Pentru că el de fapt nu face un discurs sincer acolo. El face un discurs pentru că își închipuie că așa trebuie să vorbească ca să câștige acea competiție. Scopul tău când faci film este să spui ce crezi tu despre România și Europa, posibil, sau să-i dai de gândită lui care se uită la film. Asta este o întrebare care trebuie să-și o pună în mod obligatoriu fiecare copil atunci când se apucă să facă filmul. De ce? De ce vreau să fac filmul ăsta? Ce vreau eu cu chestia asta? Care este poziția justă față de povestea pe care urmează să o spun, față de realul pe care, de evenimentul pe care vreau să-l înregistrez? Din cauza asta, spunea Godard, că travelingul este o chestiune de morală. Dar până la urmă ce ne interesează este discursul și de a-i da curajul tânărului să se exprime. În primul rând, să fie mai curios, să se uite în jurul lui, să vadă cum se relaționează el cu cei în jurul lui, dacă iei ceva interesant din chestia asta. Faptul că ei, acei copii în grup, au încercat să-și construiască un scenariu, au încercat să construiască un discurs, cred că este mult mai important decât produsul final. Uneori e nevoie să iei o cameră în mână și să vezi în jurul tău. În general, oamenii se duc foarte greu după colț. Adică, cum ar veni, cred că la asta se referă Cristi, nu te duci pe primul lucru care îți cade în față. O întrebare pe care și-o pune de cele mai multe ori regizorul atunci când face un film este: ce fac? Țin camera fixă pe trepied sau o mișc purtând-o așa pe umăr sau pivotând în jurul axei pe același trepied sau traveling sau se ridică pe o macara? Adică întrebarea este: camera stă sau se mișcă? Iar Jean-Luc Godard spunea că travelingul este o chestiune de morală. Adică opțiunea pentru mijloacele de expresie pe care ți le alegi, alegerea unuia sau altuia, te angajează moral, nu doar stilistic, artistic. Noi nu așteptăm un film de artă la sfârșit. Așteptăm un discurs susținut audio-vizual care poate să fie un PowerPoint, poate să fie o știre, poate să fie un reportaj, poate să fie o anchetă, cum îi place lui Mircea, de tip Cațavencu. Poate să fie orice, dar să fie un discurs. E vorba de a face niște elevi să discute despre și să-și pună problema cine e Europa, cine e România și ce căuta neamțul în Bulgaria, cum se spune. Ce caută România acolo și care e mesajul acestei prezențe a României în Europa. Noi ne referim la felul în care un tânăr sau are și trebuie să-și dezvolte curajul de a spune lucruri. Că el va reuși mai bine, cu mai mare abilitate sau talent să facă acest lucru, sigur că depinde de la grup la grup. Important este să aibă curajul să înceapă. În primul rând, să descopere sau să înțeleagă că totuși are și el ceva de spus. Cred că trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că rolul artistului, funcția artistului în societate este bine, clar definită, doar educația asta defectuoasă ne face să vedem altfel, altceva în artist. Dar cred că funcția artistului trebuie să fie în mod obligatoriu aceea de critic, de cenzor. Adică cred că filmulețele astea confirmă și acest fapt, că în România sunt foarte mulți oameni talentați și competenți.